O masă de aer polar care a făcut ca unele trenuri să ajungă în stații și cu 5 ore peste ora programată, un chin pentru românii care au așteptat în stații în frig, dar și pentru cei care au rămas blocați în vagoane. Primim date suplimentare de la colega mea Bianca Ogarcă. Te ascultăm, Bianca, dacă ne auzi. Bun găsit, într-adevăr, așa cum spuneam, vremea rea face probleme și în această dimineață pe șinele de tren. Sunt întârzieri raportate chiar de la primele ore ale dimineții, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte pe peroane în frig trenurile. Ei bine, spre exemplu, trenul care trebuia să ajungă de la Arad în această dimineață la ora 7:20 în capitală raportează o întârziere de 60 de minute. La fel, spre exemplu, trenul care face legătura între Brașov și Sinaia, tot așa ar fi trebuit să ajungă în gară la ora 7:39, însă acest lucru nu s-a întâmplat și totodată vorbim de o altă întârziere a trenului care circulă între Craiova și Roșiori de Vede. Mai exact, acesta trebuia să ajungă la ora 7:46. Vorbim în momentul de față de o întârziere de 30 de minute. Iată, așa cum putem observa, primul ger din această iarnă a dus la întârzieri masive ale trenurilor, iar aceeași situație s-a întâmplat și ieri, mai ales în contextul în care temperaturile au scăzut până la minus 23 de grade la Miercurea Ciuc. Cu privire la situația din capitală, trenurile ajunse peste zi au avut și 5 ore de întârziere. Din cauza frigului s-au deformat șinele și s-au stricat locomotivele. Cel puțin aceasta este explicația celor de la CFR Călători. Însă, cu toate aceasta, explicațiile autorităților nu i-au încălzit, dacă putem spune așa, pe pasageri care pur și simplu au stat în frig. Spre exemplu, un tren care pleca de la Vatra Dornei la ora 22 sâmbătă seară trebuia să ajungă la București duminică la ora 7, a ajuns însă în jur de ora 12, așadar vorbim de aproximativ 5 ore de întârziere. Așa cum spuneam, pasagerii sunt extrem de nemulțumiți și rămâne de văzut cum va decurge și astăzi situația, pentru că ne așteptăm la temperaturi extrem de scăzute, cel puțin până miercuri, susțin meteorologii.